La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice, catedrelor vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată miercuri 29 iulie în centrul de examen de la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu din Călăraș, s-au prezentat 290 de candidați din cei 321 înscriși. Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea primelor rezultate până la ora 21, respectiv 5 august până la ora 12. Rezultatele finale se vor afișa la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș și online în data de 11 august. Pentru angajare, pe perioadă nedeterminată, profesor titular, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajare pe perioadă determinată, ca suplinitor, minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă se realizează în ședințe publice sau online organizate de Inspectoratul Școlar în perioada 12-14 august. Ce ne puteți spune despre examenul de titularizare? Examenul de titularizare a presupus o mai mare mobilizare din partea noastră. Am avut înscriși 321 de candidați, 35 de candidați s-au retras. Normele la fel au fost respectate, însă nu au fost distribuiți mai mult de 10 candidați. Au existat incidente? Nu am avut niciun candidat eliminat, nu am avut candidați care să înregistreze temperatură de 37,3, niciun fel de altfel de incident. Anul acesta, numărul de discipline la care s-a susținut concursul a fost 28. Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august la sediul Inspectoratului Școlar. Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului, așa cum am spus, dar se pot transmite și prin mijloace electronice. În data de 4 august până la ora 21, iar în data de 5 august până la ora 12. Rezultatele finale se vor afișa în data de 11 august.